Lucrările la podul ce va face legătura între satul Suseni și restul comunei sunt în plină desfășurare, iar administrația locală face tot posibilul ca acesta să fie dat în folosință în 2012. O astfel de investiție era necesară, deoarece vechiul pod devenise impracticabil, iar mașinile de mare tonaj erau nevoite să treacă prin vadul pârâului. Construim un pod de care se vor folosi în primul locuitorii acestui sat de 800 de locuitori, are această parte a satului Suseni și, bineînțeles, toți cetățenii comunei Bogați, dar și alți cetățeni care vin din altă parte. Pentru realizarea fundației podului a fost nevoie de o cantitate impresionantă de fier beton, deoarece zona unde se construiește este alunecoasă. Până în prezent am intrat 600 de tone, de 600 de tone de ciment și până la finalizare 12 tone de fier beton. Mai trebuie încă două, deci s-au consumat 10 tone de fier beton și până la finalizare mai trebuie încă două tone de fier beton. Investiția este realizată numai din fonduri locale, iar suma alocată se ridică la 4 miliarde de lei.